Dacă te uiți pe interfața AutoCAD-ului, ai să realizezi că nu duce lipsă de instrumente. Din fericire, ele sunt bine organizate și îți permit cu ușurință să găsești ce comenzi ai nevoie. Prima zonă cu instrumente la care am să mă uit se află în partea de sus a ecranului și se numește Ribbon. Ribbonul este un nou tip de meniu ce și-a făcut loc în mai multe softuri. Pe Ribbon găsești majoritatea comenzilor AutoCAD. Ribbonul este împărțit în taburi și poți naviga cu ușurință printre ele. După cum vezi, denumirea taburilor are legătură cu comenzile pe care le găsești în ele. Spre exemplu, dacă vreau să adaug dimensiuni sau text, cu siguranță voi căuta tabul Annotate. Dacă vreau să export o parte din geometrie sau să printez o schiță, voi avea șanse mari să găsesc comenzile necesare în tabul Output. Mă voi întoarce în tabul Home, tab ce conține o colecție de instrumente pe care le vei folosi cel mai des. În tabul Home, instrumentele sunt grupate în funcție de comanda pe care o execută. Iar dacă în alte programe care folosesc ribbonul, acestea sunt numite grupuri, în AutoCAD ele sunt numite panouri. Spre exemplu, panoul Draw, ce conține comenzile necesare pentru a trasa elementele de geometrie. Panoul Modify, cu comenzile de editare a elementelor de geometrie, sau panoul Annotate, care are instrumentele necesare pentru adăugarea de text sau dimensiuni. Unele panouri au în dreptul numelui un triunghi pe care, dacă îl apeși, panoul respectiv se va extinde, punându-ți la dispoziție o gamă și mai largă de comenzi. În momentul în care ai muta mouse-ul de pe el, panoul se va închide singur. În cazul în care ai nevoie de acele comenzi ascunse, poți bloca panoul cu ajutorul acului de gămălie aflat în colțul din stânga jos. Am să trec la tabul Annotate, iar aici am să-ți arăt în partea de jos a panoului Dimension o săgeată. Săgeata respectivă deschide o fereastră specifică fiecărui panou. În cazul de față fiind vorba de fereastra Dimension Style Manager, unde poți crea sau modifica modul în care dimensiunile sunt arătate pe planșă. Am să închid fereastra și am să mă întorc în tabul Home. Un alt loc unde poți găsi instrumente și comenzi este colțul din stânga sus, loc numit Quick Access Toolbar. Această zonă conține cele mai folosite comenzi, cum ar fi New, Open, Save, Save As, Plot, Undo și Redo. Această bară de instrumente poate fi personalizat. Pentru a adăuga o comandă pe Quick Access Toolbar, voi face, spre exemplu, click dreapta pe comanda Move și voi alege Add Quick Access Toolbar. La fel de ușor o pot și înlătura de pe bară. Ultimul instrument la care am să mă uit este această literă roșie A în colțul din stânga sus. Această icoană reprezintă meniul aplicației și aici voi găsi instrumentele de management a fișierelor. După cum ai văzut, AutoCAD are o gamă largă de instrumente care, din fericire, sunt bine organizate, accesul la comenzile dorite fiind mult mai ușor și mai rapid.